Autoritățile publice locale spun că legislația românească întortocheată a dat naștere la situații nemai întâlnite. Grădinile de vară din Saturn și Venus aparțin încă de Consiliul Județean Constanța. Grădina de vară, farul și cinematograful Pescăruș, aflat în Mangalia, sunt în administrarea Ministerului Culturii prin Regia Autonomă de Distribuție și Exploatare a Filmelor România Film, iar grădina de vară de la Neptun a fost câștigată în instanță de primărie și este administrată de ADPP Mangalia. Suntem în procedură acum de contractare a unei societăți care vrea să desfășoare acolo activități culturale. Din păcate vom rata unul acesta, pentru că aceasta este procedura legală și nu avem cum să ne încadrăm într-un timp atât de scurt, dar la anul cu siguranță acolo veți vedea spectacole așa cum se întâmplă și acum 10, 15, 20, 30 de ani. În privința celorlalte grădini de vară, dar și a cinematografului Pescăruș, acestea vor fi preluate de la actualii administratori și repuse în circuitul cultural al orașului. În cel mai scurt timp, adică îmi doresc anul acesta ca cinematograful Pescăruș, precum și grădina de vară Farul, să le preluăm și să le modernizăm ca cel mai târziu la anul să fie funcționale, pentru că este trist ca astăzi locuitorii Mangaliei să ducă în alte localități să vadă un film, un spectacol. La polul opus, teatrul de vară Jupiter pare a deține cheia succesului în privința spectacolelor oferite turiștilor. În fiecare sezon estival, la teatrul de vară Jupiter au loc concerte, spectacole de teatru pentru copii și spectacole de teatru pentru cei mari, cu nume mari din teatrul românesc și din muzica românească. Pe lângă paragina în care pot fi admirate grădinile de vară din sudul litoralului, într-o situație similară sau poate chiar mai gravă este cinematograful Pescăruș. Din păcate, față de teatrele de vară, unicul cinematograf al Mangaliei se află situat chiar în centrul orașului, fiind și la ora actuală un focar de infecție pentru locuitorii zonei.